Bună seara, oameni buni la un nou podcast. A trecut, au trecut și sărbătorile, am revenit la muncă și la birou și, și în studio. A că am, am făcut aproape fiecare zi de când am venit, ba un live, ba un podcast. Ați avut și ieri podcastul despre bursă, foarte, foarte interesant. Dacă nu să văzut, vă recomand să-l vedeți. Am reinvitat-o sau am invitat-o invitat din nou pe, pe Ioana aici, pentru că foarte mulți mi-a scris când mai vine Ioana, deci și-a făcut și a fanii ei. Să rămână Ioana! Uh, Și-a făcut fan deja și înseamnă că am captat atenția cu discuțiile noastre despre Orientul Mijlociu și astăzi probabil că tot în zona aia o să ne orientăm. S-au întâmplat foarte multe evenimente de când am vorbit ultima dată cu Ioana înainte de sărbători, uh, când am vorbit noi ultima dată nu era cu Yemenul, cu, cu conflict și nici, nu, cu, nici cu Libanul nu prea se intrase acolo și de-aia am chemat-o pe Ioana să ne updateze un pic și să ne, ne pună la curent. Bun, am mulțumesc pentru invitație și la mulți ani pe la mulți anul an. acesta să ne dea Dumnezeu sănătate și Doamne înțelepciune. ajută, asta e cea mai importantă și pace în primul rând, că și asta pace. e cea mai mare problemă acum care o văd eu peste tot și să discute tot felul de general de ăștia americani, pensionari, zice, domnule, dar de ce nu trageți voi românii după... De ce nu ridicați avioane de la sol? De ce sunt moși de ăștia care au rămas cu războiul ăsta în cap și ei vor război în continuu? Sunt oameni care își doresc război și din cauza că ei asta fac toată viața și sunt dependenți de război, și că alții au interese financiare foarte mari. Și sunt grupuri de oameni care chiar își doresc să se întâmple cât mai multe conflicte, să extindă războiul, să să să, să știi? Ceea ce e dureros, de fapt. Adică în război mor oameni, mor copii, mor să distrug familii, să distrug case. Să, tot să distruge tot mediul în care tot. Exact. trăiești Dar cred că știu la ce te refer Că am văzut și eu declarațiile recente Ale domnului Ben Hodges Nu știu cum îl cheamă, un general pensionar Care zice, domnule, să ridicați avioanele la sol Să vă bateți cu rușii, să intrați peste ei Să intrați și voi în război Stai prieteni, ce faci? Acum, știi cum, odată general ești general și la pensie, adică nu-i... Dânsul ce încerca să spun acolo, acum nici noi nu trebuie să credem neapărat în capcana asta, să luăm așa fără niciun fel de discernământ, sau fără un pic de lămâie sau cu pipeta, tot ce se spune. Domnul general Hogi s-a mai făcut niște predicții, acum încearcă să le ajusteze, nu i-au ieșit. Bun, până la urmă nu e chiar sfârșitul lumii dacă... Încerc să intuiești ceva și nu se întâmplă ce ai spus, pentru că asta se întâmplă până la urmă, mai ales într-o știință din asta socială, cum e diplomația sau relațiile internaționale, mai complicat. Pentru că tot timpul poate să apară un factor neprevăzut. Am văzut și eu, am citit declarațiile domniei sale, într-adevăr... Și e încă gri. din Anglia, Ioana. Da, este și într-adevăr. Cred că cel din Marea Britanie... Poți să-i să să-și să ia oamenii apă, să-și și după aceea, uit, de exemplu, în, ulei, ulei, nu știu în ce. Marea Britanie, acolo a fost și un follow-up, a fost și o continuare, pentru că prim-ministrul Marii Britanii, Rishi Sunak, a de și a la convocat. Atunci, populația în panică, Despre ce Despre asta e vorba. Deci acolo a fost o reacție instituțională imediată, ceea ce eu am apreciat foarte mult. Uh, și acel general uh, britanic a fost convocat, uh, a fost chemat la o discuție cu domnul prim-ministru prim Sunac și a revenit asupra declarației, spunând că da, se poate întâmpla, dar nu acum. Acum, ce trebuie să înțeleagă cine să uite la noi? Sau, probabil, foarte multă lume știe deja. În domeniul acesta se fac foarte multe predicții. Și foarte multe dintre aceste predicții se fac pe termen mediu și lung, adică undeva într-un interval de 50 ani sau 30-40 de ani. Ori, poate peste 40 de ani, cei care au făcut acele predicții nici nu mai sunt printre noi, sau nici, poate nici noi nu o să mai fim atunci. Atunci, sigur că nimeni nu va fi atunci să conteste acea autoritate nu hai să spunem, erudită, învățată, adică nu, nu mai e pe cine să cerți și, până la urmă, nici nu e vorba de a certa ci a discutat despre ceea ce se întâmplă. Iar dacă faci o predicție pe termen mediu și nu se întâmplă, dacă persoanele care au făcut acea predicție, sigur că peste 5 ani vor veni și vor explica sau modificat variabilele, contextul și așa mai departe și e bine totuși că nu s-a întâmplat. Bun, dar ar, trebui oamenii ăștia să facă predicții în cercul lor restrâns, nu să prea presa ca să bage populația în panică. Asta e problema, știi? Pentru că este un nebun pe stradă acum și mâine va fi cu tremur în București de 8 grade, o să murim toți și tot mai intră în panică, fuge, fuge pe câmp, nu știu ce și toată presa prea. Și deși știm toți că e o prostie asta și că nu are cum să știe la că, când va fi cu tremur câte grade o să aibă, știi? Asta... Cam așa e și cu ăștia A, să ne punem un pic și în locul lor, eu nu sunt aici avocatul nimănui, doar că să, să explicăm, în primul rând să ne gândim că acum suntem în an electoral Oamenii aceștia, generali aceștia, care au experiență în spate, care sigur nu poate fi contestată, sunt și ei la rândul lor sub o formă sau alta în an electoral. Și să ne gândim și la asta, pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să acceptăm faptul că avem totuși un război la frontieră și nu orice război. Avem un război uh, provocat de Federația Rusă. Okay. Ori Federația Rusă, asta e un lucru foarte bine știu, nu? După al doilea război mondial este inamicul, deja e un inamic, nu mai e un competitor sau adversar, e un inamic al puterii, marilor puteri occidentale, și aici spun nu, nu doar a vestului Europei, a, al Statelor Unite, al Marii Britanii. Când vine generalul Hodges și face asemenea declarații, acesta este. Mai degrabă, e o poveste din asta pe care, repet, nu trebuie să o luăm la sau cu valoare de isterie, dar el transmite acolo un mesaj, în primul rând, pentru establishmentul uh, uh, american. Eu înțeleg foarte bine și eu sunt perfect de acord și încerc de fiecare dată când uh, sunt invitată într-o într emisiune sau sunt pentru un interviu încerc să temperez acel soi de discurs în care ni se spune că mâine începe al război mondial. Bună, Ioana, tu ai două doctorate și ești specialistă în tem pe tema asta și poți să analizezi informația din toate punctele de vedere, dar un om de rând care nu are școală multă și vede la televizor că vin rușii peste noi sau că cad bombe sau că asta, se sperie, el nu are capacitate de analiză și nu are informațiile pe care le ai tu și nici n-a studiat cu studiezi tu. Eu aici, că așa orice nebun poate să dea o declarație, dar nu înțeleg de ce prea presa și se sperie oamenii. Asta nu înțeleg eu aici intervine singur foarte mult și rolul presei dar uh, strict legat de aceste declarații ale generalului Hodges, Eu chiar aseară am urmărit uh, o dezbatere uh, la un post uh, cu mare acoperire națională, uh -huh. în care unul dintre invitați chiar a spus aproape tot ce spun eu aici, uh, probabil tot în încercarea asta de a liniști populația, pentru că sunt convinsă că există un, foarte, un număr foarte mare de uh, ascultători sau telespectatori care se gândesc exact în sensul acesta, dacă se întâmplă sau ce se întâmplă să mai înțelegem un lucru. Războiul, cred că am mai spus treaba asta, războiul înseamnă emoție politică și noroc. Acum legat de ceea ce se întâmplă în Ucraina, pentru că este vorba declarațiile acestea făcute atât de generalul britanic cât și de cel american, vin pe fondul invaziei Rusiei în Ucraina am văzut că războiul din Ucraina a trecut oarecum în plan secund. Am văzut că uh, nu e așa, Congresul American blochează acel ajutor sau acel nou ajutor american uh, care ar trebui să fie îndreptat spre Ucraina din diverse motive de politică internă până la urmă. Și atunci uh, apar personaje de genul celor menționate, nu? Care încearcă să ridice din nou nivelul emoției, astfel încât și factorul, politi factorul politic să ia în considerare ceea ce se întâmplă, astfel încât și uh, industria de armament să apese Asta vreau tine. eu să spun acum, eu nu mai luat vorba din gură. Eu cred că oamenii ăștia sunt plătiți sau sunt agenții ai industriei de armament și încearcă să pună paie pe foc ca să reaprinde conflictul sau să trimită mai mulți bani, ca ăștia să profite. Pentru că cine profită cel mai mult de pe urma unui război, în primul rând, ăștia cu industria armamentelor. Nu ne convine să fie pace sau să planeze conflictul sau să fie doar într-un loc sau asta. Cu cât e mai extins conflictul, cu atâta vând mai multe, mai multe arme. Și general, ăștia clar au avut, pentru că toată industria de armament mondială este majoritatea privată. Nu, este, nu face statul american rachete, avioane și nu știu Firme private de la care statul cumpără. Au, au contracte cu ei de sute de miliarde. De de dolari sau de asta și efectiv toți care au fost în funcții mari în armată și au putere de decizie ce arme să ia, câte, de ce calibru și așa, sunt mai mult sau mai puțin în și la ei ca la noi sunt stimulați de industria de armament. Și atunci mă gândesc logică, un general de ăsta da o bagă așa să sporească conflictul ca aia să vândă mai multe arme. Așa văd după mintea mea, că n-am studii de, ca tine, de geostrategie și de <coughs> militare și nu știu ce, știi? Dar eu așa, ca om de rând, văzând ce se întâmplă, le pun cap la cap, așa, știi? Dar nu trebuie să ai, să ai studii neapărat. Adică e o chestie de, în domeniul respectiv, ai studii. Dar. Uh e o chestie intuitivă până la urmă. Dar lucrurile astea și-au funcționat de când lumea. Acum trebuie să ne gândim și la sintagma, nu de pe vremea romanilor, si vis pace parabelum, adică vrei... Germană. <laughs> German. Când dacă vrei face, pregătește de război. Dacă înseamnă, ce înseamnă asta? Să te înarmezi. Pentru că tu înarmându-te descurajezi. Uh, Subliniez, nici eu nu sunt de acord cu astfel de afirmații La fel cum nu sunt de acord atunci când uh, Dacă se întâmplă Un incident, de exemplu, cum a fost Cel dintre Iran și Pakistan Imediat uh, toate titlurile Presă, online sau televizat uh, Explodează și anunță Populația, la fel cum spuneai tu Ce a, că... a fost acolo, că nu știu Știau că a fost ceva la televizor, că au dat cu niște Rachete sau nu știu ce, nu știu ce s-au întâmplat uh, Ce au zi... avut unii cu alții De, ce nu... de la ce nu s-au înțeles <laughs> Acum, zona asta, în general, hai să spunem Orientul extins, nu doar Orientul Mijlociu și Orientul Îndepărtat, e o zonă puțin mai complicată în care uh, lucrurile încă sunt în așezare. Noi trebuie să ne gândim un pic că în Europa noi avem deja, nu așa, state bine trasate, granițe, bun, și în Orientul Mijlociu există sau în astea, dar acolo lucrurile sunt încă într-o perioadă incipientă postcolonială și lucrurile sunt într-o... Știi că la cutremur, după cutremur, a fost un cutremur mare după al doilea război mondial și înainte de primul război mondial sau nu mergem acum foarte mult în istorie, în toată perioada aceasta în care anumite state europene au avut colonii acolo și știm cum s-au trasat acele granițe și cum s-au format acele state. Și acum aceste plăci tectonice încă se reașează. Uneori mai au câte o pauză, noi ne uităm înspre alte conflicte sau alte zone, dar din când în când acolo mai iese câte o scânteie și din scânteia respectivă lucrurile, se pot, sau lucrurile pot degenera. Aici, între Iran și Pakistan, e o chestie punctuală care s-a întâmplat, pentru că Iranul și Pakistanul nu sunt, de fapt, mici natural, să spunem, cum este, de exemplu, cazul lui Iranului cu Israelul. Acolo e o animozitate din aceasta, uh, care nu e nici măcar doar din 1979, este mult mai veche, dar, mă rog, a fost cosmetizată sub o formă sau alta. Acum, în Iran, a fost un atac terorist pe 3 ianuarie. Uh, a fost comemorarea generalului acela care a fost uh, eliminat de, de Și americani. Știu că a fost revendicat de ISIS, nu? A fost revendicat de ISIS Khorasan, care este o facțiune din ISIS, din regiunea Khorasan și care, de fapt, ce ar avea sau ar fi concentrat în special în Afganistan. Asta spun că dacă ne uităm, noi nu avem hartă, dar să ne imaginăm, sau cine dorește poate să meargă pe o hartă. Avem aici Afganistan, aici avem Iran, aici avem Pakistan, după aceea avem India, avem China. Dacă ne ducem un pic mai spre stânga, eu imaginez acum harta. Avem Siria, avem Liban, avem Israel, un pic mai jos avem Arabia Saudită, Qatar, Emiratele Arabe Unite și să ne uităm pe toată zona asta, aceasta cât de complicată este și câte fricțiuni sunt acolo. E și atunci ce s-a întâmplat? Iranienii desigur au căutat să vadă cine ce s-a întâmplat, a fost de... și atunci după acel atac, nu, s-a povestit foarte mult că va începe un război între Iran și Israel, pentru că nu e așa foarte mulți analizi sau comentatori, pur și simplu spuneau că Iranul va da vina pe Israel și se vor ataca reciproc sau cineva va începe un război. Nu s-a întâmplat. Am și spus atunci că nu se va întâmpla. Bun, asta nu înseamnă că am un glob de aur, pentru că se poate... putem să ajungem într-un punct de inflexiune în care se poate schimba orice. Sau cine dorește să citească, de exemplu, Lebăda Neagră de Nicola Stalev și va înțelege ce înseamnă acel evenimente pe care nimeni nu-l anticipează, el se întâmplă la un moment dat și după acel eveniment, sigur că urmează o serie de reacții care nu pot pur și simplu fi anticipate. Am văzut că mulți analizi spun că Iranul nu vrea să -i intre într-un conflict direct pentru că încă n-au terminat cu bomba nucleară și că nu se simt puternici și la momentul când vor termina cu bomba nucleară nu să nu se mai sfiască să... Asta este o poveste, o spun cu toată răspunderea și asumarea. Iranul, dacă și-ar fi dorit bomba nucleară sau, mă rog, capabilitatea nucleară, ar fi putut să o facă de mult. Um... Despre prima mea teză de doctorat este fix despre diplomație. Bomba nucleară. <laughs> și și despre bomba nucleară, despre diplomația nucleară dintre Iran și așa numitele state pe 5 plus 1. Este un Da. <laughs> poate odată, dată asta e o chestie pe care dacă încep să o discut, cred că discutăm 5 ore și nu nu, nu e acum da, momentul. Facem o episodă. Da, uh, bun. Deci să lămurim niște lucruri. Și spun lucrurile astea foarte asumat. Bun, cu riscul, dar sigur toată lumea greșește, dar îmi asum ceea ce spun și sunt deschise oricărui soi de dezbateri. Iranul are așa-numitul know-how, adică eu sunt aproape singură. Mă lăsăm 1% marjă de eroare sau 3%, nu ca în sondajele de opinie. Uh, Iranul are know-how, ei construiesc sau au acest program. Lucrează la acest program nuclear încă din anii uh, uh, 60 70 din anii 70, uh, iar uh, tehnologia nucleară le a fost prima dată înmânată sau împrumutată chiar de către americani, pe vremea când Iranul și Statele Unite erau aliați sub conducerea șahului Mohamed Reza Pahlavi. Toată această nebunie nucleară, că putem să-i spunem așa, și sunt, sunt câteva cărți foarte interesante în domeniul acesta, una este tradusă chiar în limba română și chiar așa se numește nebunia nucleară, este scrisă de Serhii Blohi, sau puteți să citiți cartea mea, o găsiți la Cambridge, se numește... Unde la Cambridge? La Cambridge Online, acum la... Acu -a... e librărie care se numește Cambridge? Nu, 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 editura Cambridge editura Cambridge... Cambridge... Cambridge Scholars Publishing, da uh, e și great... ta, cum se numește? Great Powers Diplomacy Great Powers Nuclear Diplomacy e în engleză? E în engleză prima, da, dar o să încerc anul acesta, după ce susțin a doua teză, nu? să fac o variantă actualizată pentru că s-a mai întâmplat lucruri de când am susținut teza da, Era bun și... să faci o variantă în limba română că sunt foarte mulți oameni care nu vorbesc limba Engleză, mai ales da, doctor, să, să știi că în timpul susținerii, unul dintre referenții din comisia mea, a fost un ministru de externe, domnul Mihai Răzvan Ungureanu, mi-a sugerat puternic și m-a încurajat să o traduc și în limba română, doar că aș vrea să-i și cu acelea doctorat, că e a șaselea ani și deja pă, ies la pensie. Un doctorat bun e am cinci ani, nu e doi, nu e trei, cum iau ăștia doctorate de fug, după aia, după ei să le... Apoi, un doctorat adevărat. Am văzut mulți oameni care au luat doctorat adevărat și cam 5 ani durează un doctorat adevărat. Nu? E o muncă, acum depinde și de temă, că poți să ai și o temă pentru care ai acces mai ușor la date sau la diverse seminarii sau uh -huh. workshop -uri doctoratele mele sunt pe zona asta mai sensibile și atunci e mai greu și să accesezi date ia timp și să înveți un pic limba ca să înțelegi ce spun și ei că trebuie să prezinți până la urmă no. toate părțile revenind la Iran există șanse foarte mari ca ei deja să aibă know how adică ei să știe teoretic cum să construiască acea capabilitate nucleară sau cum să ajungă să asambleze, că acolo e un proces tot acel ciclu nuclear necesită niște cunoștințe și au o școală foarte bună de fizicieni în domeniul nuclear. Programul lor a început la program nuclear civil așa cum avem și noi de altfel știu, Apoi, eu tot ăștia. După 1979, atunci s-au rupt relațiile cu occidentul, nu a fost revoluția, criza ostaticilor. Iranul a devenit un constant puternic al occidentului și atunci desigur uh, au apărut primele sancțiuni din timpul crizei ostaticilor din uh, ostaticilor din ambasada americană din Teheran. Primele sancțiuni au fost impuse pe vremea administrației Carter, au fost sancțiuni americane unilaterale și apoi a apărut o felul de sancțiuni fie unilaterale, fie internaționale. Până la începerea războiului din Ucraina, Iranul era cea mai sancționată țară din lume, 6.680 și nu știu câte de sancțiuni. Mama. Acum, da, acum Rusia are o și cu ghilimele de ligoare să ocupe primul loc, are peste 10.000 de sancțiuni. Funcționează sau nu funcționează, asta e altă discuție. Există și cărți scrise foarte recent pe tema asta, în special în ceea ce privește sancțiunile impuse Core -ă, și Coreei de Nord, dar Iranului și Federației Ruse, pentru că de, acum tot fragmentez discuția și vreau să înțeleagă oamenii de acasă. Uh, Iranul are acest important număr de sancțiuni, la fel și Federația Rusă. Și împotriva tuturor acestor sancțiuni, au găsit întotdeauna căi prin care să eludeze, nu dreptul internațional, sau să păcălească vigilența occidentală, atât Federația Rusă cât și Iranul, nu? Astfel încât să găsească fondurile necesare sau să găsească un mod de a-și exporta anumite produse încât să-și continue Rusia războiul, pe de o parte, și Iranul programul nuclear. În 2002 a fost descoperit sau a revenit în actualitate realitatea aceasta că Iranul Uh, își dezvoltă program nuclear, ceea ce este împotriva tratatului de neproliferare pe care Iranul a semnat și atunci au început un alt sec de sancțiuni. Bun, eu spun că ei au know-how-ul acesta, știu cum să facă. Ideea este că el îl folosesc mai degrabă ca un... Um, o metodă de șantaj, putem să-i spunem asta, în termeni oficioși, oficial, diplomatic, se spune metode de negociere sau unealtă de negociere. Uh, ei nu-și construindu -și, uh, o capabilitate nucleară, nu ar deveni dintr-o dată o țară foarte puternică. Ei sunt un hegemon sau ei sunt o putere regională și asta recunoaște toată lumea. De fapt, Israelul și Iranul sunt cam cele mai sofisticate state din regiunea, regiunea respectivă, atât militar cât și cultural și istoric. Uh, dar dacă Iranul, de exemplu, mâine va construi o capabilitate nucleară, nu este suficient, pentru că ceea ce deține acum în termen de uraniu îmbogățit, le ajunge să facă trei focoase nucleare. Iar trei focoase nucleare, comparat cu cele 90 ale Israelului, cu cele 120 ale Pakistanului, cu cele 1500 ale Statelor Unite, înseamnă nimic. Pentru că și dacă le lansezi pe toate odată, ele vor fi interceptate la o altitudine suficient de mare încât să nu provoace aproape nicio pagubă. Sigur că norul radioactiv, chiar după interceptare, va avea anumite efecte, dar foarte limitate. Deci tu, ca să te consideri o putere nucleară, trebuie să ai undeva pe la 100-150 de focoase nucleare. Dacă te hotărăști să pornești un război și folosești această capabilitate nucleară mai mult ca metodă de descurajare. Nu? Care între noi, fie vorba, nici nu prea mai funcționează. Să ne uităm acum și că Hamas au atacat Israelul, care este un stat nuclear. Nu? Și nu s-au gândit, păi dacă Israelul. Uh... Bun, dar Hamas nu este o țară, este nu este, o organizație. O, este un actor non-statal. Bun, de asta spun că discuția despre armamentul nuclear este mult mai complicată și mai extinsă. Nici Israel nu își va permite să folosească armamentul nuclear. De fapt, ei tot timpul au fost în zona asta de ambiguitate. Nu au recunoscut niciodată că au așa ceva, deși toată lumea știe că au. Aceasta că, că sunt state nuclear. Până când a făcut o declarație acel ministru al culturii, uh, nu, care a făcut o declarație absolut nepotrivită, nu că ce-ar fi să folosim în Gaza. Aceea a fost deja, a fost o greșeală foarte mare pentru că a recunoscut indirect, cred că nici nu și-a dat seama ce spune, probabil, a recunoscut în mod indirect că noi avem această armă. Capabilitate, da. Exact, dar în momentul în care Presupunând acesta este un scenariu, deci nu, nici, nici nu se va întâmpla. Israelul ar folosi arma nucleară în Gaza. Gaza e la câțiva kilometri de Israel. Adică inclusiv cetățenii israelieni ar fi afectați de norul radioactiv. Deci asta este absolut o aberație și o isterie inutilă care este folosită. Eu nu spun că nu este folosită în anumite comentarii. Ori între Iran și Pakistan, revenind la un Nu știu, uh, nu germană, ți-am zis. Nici germană. Bun. Ce, ce înseamnă? Să revenim la oile noastre. Muton? Mo mouton. Da. Notre mouton. Uh, În franceză. Franceză. Uh, da, franceză. Eu la franceză știu două lucruri am învățat la școală, că aveam nevoie de ele. Nu Gemara vreau să la, mi le spui. Gemara la tet. <laughs> Că spunea la ore să-mi dea drumul acasă A. și zice să-i fatighe. Așa două le -am învățat A. și atât. Asta folosea ca să mă lase să plec de la ore. A, să și te lăsau? Și să-i fatighe și ce la A, oh, la să-ți dea aspirină și să, spune spună, uite, iau asta și streci. <laughs> Bun, deci după, după acel atac terorist al ISIS, într-adevăr, nici Iranii nu au fost foarte agresivi în declarații, n au acuzat frontal Iranul. Desigur că în subsidiar acolo mereu se fac declarații și din spre Iran, spre Israel și viceversa. A mai fost un atac, tot terorist, care a venit dinspre o, formație, dinspre o formațiune din Pakistan. Acum, pentru cei care se uită, sau eu sunt convinsă că foarte mulți dintre ei știu, între Iran și Pakistan există o graniță de peste undeva pe la 909 km, sper să nu greșesc foarte tare. Deci Iranul și Pakistanul își împart o, o graniță suficient sau uh, consistentă. Ori această graniță împarte în două o minoritate etnică, jumătate dintre ea e, e în Pakistan, în Iran, Iranul la stânga și Pakistanul la dreapta. Care minoritate da. În Iran avem provincia Sistan balucistan și în Pakistan avem provincia Balucistan. Adică vorbim despre această minoritate baluci, de baluci, nu? Uh, care Cu ce sunt diferiți față de ceilalți? Uh, pentru iranieni sunt diferiți, că pentru că sunt musulmani, dar aparțin școlii sunite uh, Hanafi, adică sunt suniți. Noi am mai vorbit despre faptul că iranienii sunt șiiți. Sunt, da. Așa. Deci, ei sunt o minoritate sunită în Iran, iar în Pakistan. Uh, uh, Pakistanul este tot Republica Islamică precum Iranul din 1971 de când și au luat independența față de Marea Britanie. Deci tot republică din această religioasă, dar uh, Balucii suniți din Pakistan uh, își revendică independența, ceea ce pentru Pakistan în sine este o problemă. Pentru că noi așa ne amintim Pakistanul a fost s-a tras acolo o linie în timpul Imperiului în timpul uh, în care Imperiul Britanic uh, controla administrativ India și Pakistan, s-a tras acolo linie și a spus bun administrativ aici avem Pakistan și la dreapta India. Această minoritate din din provincia Baluchistan din Pakistan își revendică încă din anii 70 un nume soi de de fapt o independență. Și paradoxul este că această provincie este cea mai slabă populată din tot Pakistan. Pakistan nu cred că are în jur de 200 de milioane de locuitori, dar aici populația este, numărul populației este cel mai mic, dar este o zonă foarte bogată în resurse, în gaze naturale și resurse de minereu de cupru și de aur. Iar minele de minereu și de minereuri de cupru și aur din Pakistan sunt uh, exploatate sau gestionate uh, de Canada și de China. Deci lucrurile, uh, din nou, se complică. Bun, iranienii ce au zis? Au spus iranienii, bun, uh, am mai avut un atac terorist, a fost anul trecut în, uh, în septembrie, dacă nu mă înșel, un atac terorist al unei grupări din această revendicative din Belucistanul uh, pakistanez, să spunem așa. Și uh, au hotărât să atace o locație a acestei grupări. O grupare care e foarte activă din 2012 încoace. Acolo sunt trei grupări, de fapt, în Pakistan, în Baluchistanul pakistanez. Sunt trei grupări care militează și ocazional comit atacuri din acestea, nu doar în Iran, ci și în Pakistan, asupra instituțiilor, oamenilor de ordine, polițiști, ce au armată și așa, așa mai departe. Și atunci, iranienii ne-au spus așa. Să ne uităm la contextul mai larg. În Orientul Mijlociu, acum avem războiul dintre, Gaza și, dintre Hamas și Israel, da? Uh, Iranul stă pe margine, se uită. Uh, Desigur că aruncă tot felul de declarații belicoase. Nu spunem că noi sprijinim asta, rezistenței și așa mai departe. Dar acolo este un potențial un potențial de conflict în care fiecare stat încearcă fie să-și testeze capabilitățile militare, ca tu atunci când o ai armată și ai rachete balistice de rază scurtă, medie, lungă de acțiune, ai mai construit nu știu ce drone. De exemplu, Iranul are un program de vehicule din acestea unmanned drone. Foarte avansat, adică ceea ce trimit ei în Rusia, în Federația Rusă, pentru războiul din Ucraina, acelea sunt uh, niște băzăițe, foarte neacademic spus. Acelea sunt din categoria. Nu știu. Deci nu trimit ultima tehnologie nu, la ruși. Nu. Și rușii nu le cer ultima tehnologie sau nu vor ei să le dea? Din ce cauză? Uh, probabil că le cer, dar iranienii nu le dau și nici nu sunt obligați să le dea. Dar pentru... se reține pentru ei, nu? Iranienii știu că ei trebuie, în primul rând, să se apere pe ei. Pentru că dacă Iranul, presupunând într-un scenariu, va fi, va intra într-un război, vor fi atacați sau vor provoca ei un război, în Iran se știe că nu va veni Rusia să-i apere. Rusia nici nu prea are cum să vină acum, că ei au alte probleme acolo, și nici China. Nimeni nu va intra în război alături de ei. Nici măcar Irakul sau Siria sau Libanul armata lor sau singura, sau singura structură militară care ar intra într-un război alături de Iran, acum când noi vorbim, este Hezbollah. Ei, de fapt, de-aia au construit această structură în Liban ca un post de apărare. Deci, oricine vrea să... Care sunt tot finanțați de Iran, am înțeles, nu? Ei și Hezbollahul ăsta. Hezbollahul sunt finanțați într-un procent foarte mare de Iran. Hamas, pentru Iranul, pentru Hamas, este unul dintre și acolo lucrurile sunt mai complicate, dar întotdeauna să ne gândim că în, în retorica și în discursurile astea de război, fiecare parte, eu nu vorbesc dacă e partea bună sau da. partea mai puțin bună, își va căuta dușmani, amici. Pentru că până da la. Să ori... aibă motiv, nu? A, și asta e o chestie foarte logică, nu o spun eu. Citiți Lawrence Friedman strategia, citiți-l pe John Louis Gaddis, adică eu pot să vă spun doar autor american, care o să vă spun același lucru, adică mm -hmm. nu am venit eu să inventez lucrul acesta. L am învățat și eu de alții mai deștepți ca mine. Ai văzut laibul meu cu Freddy, nu? A, da, mai, bună A, parte Ai văzut de mie, că nu? Freddy zicea că e chestiune de timp, ori acum, ori după ce termină în fâșia Gaza, Israelul se va bate cu Libanul, cu Hezbollahul, în special și că nu o să lase lucrurile așa și că după ce termină pe ea, o să termine și pe ăștia. Ce părere ai de declarația asta lui Freddy? Sau de speculație? Sau de ce vrei tu să-i... Dar își permite, are vârsta la care își permite să facă predicții. Și mă rog, este postura în care își permite să facă predicții. M-a speriat un pic și de aia. Tu ești mai specialist. Nu, nu, nu. Eu sunt convinsă că domnul Freddy are și cunoștințele necesare și cunoaște anumite lucruri pe care eu nu le cunosc dar sincer mă îndoiesc că într-un timp predictibil sau pe un me timp pe o perioadă uh, medie așa ceva se va întâmpla să ne înțelegem un lucru, Israelul ca să poarte un astfel de război are nevoie de ajutorul Statelor Unite există o variantă Bun. Deci noi, are, noi aici suntem pe terenul speculațiilor de deci pure speculații ai văzut că eu l-am întrebat, zic, Freddy, Israelul are capabilitate să susțină două conflicte și în fâșia Gaza și în Liban în același timp și a zis da, adică ei singuri fără Statele Unite sau ceva, pentru că Acum, dacă dânsul are informații pe care eu nu le am, eu nu pot să contest asta, și mai ales că nici nu e aici, nu facem un ad hominem. Este o persoană absolut simpatică și o adevărată resursă. Dar eu, de unde stau eu, lucrurile se văd așa. Israel, fără sprijin american, nu poate, sau sprijin occidental, nu poate să facă treaba asta. Israelul este deja consumat de războiul din Fâșia Gaza și uită că, după patru luni deja de la începutul acestui conflict, declarațiile oficiale spun că au reușit să elimine în jur de 30% dintre militanți, dintre, -ă, mă rog, luptătorii aceștia Hamas. Adică 70% dintre ei au rămas, nu știu unde sunt. În și Egipt, în Dubai, în dar Qatar. Nu în... se știe unde sunt, dar spun așa, da. unde sunt. Uh, din cei peste 100 de prizonieri, 120-130 de prizonieri, luați de Hamas pe, în ziua de 7 octombrie, o singură persoană a fost eliberată de armata israeliană. A, a fost o doamnă militar, era soldat. Deci o singură persoană a fost eliberată în urma unei acțiuni a armatei israeliene. A, restul a fost eliberat în, în urma unor negocieri sau în urma unor concesii reciproce. Deci a, noi avem peste 100 de oameni nu, care era scopul inițial? Să eliminăm Hamas și să ne să eliberăm, eliberăm o da. Și o singură persoană a fost eliberată repet în urma Restul, unei. Restul în urma negocierilor. Restul a fost, deci, armata israeliană nu a reușit să recupereze acei 100 de că, sau că mai cardboard. sunt de 100 și ceva acum, da, în, ce, în jur de 100 sau din 120. Care se îndoiesc că ar mai fi mulți în viață. Nu știm, nu avem datele astea, pentru că sigur că Hamas nu-ți oferă datele astea, pentru că pentru o, teroriști de la Hamas ce sunt acești prizonieri, Un scut până la urmă. Bun, Israelul n-a avut foarte mare ținere, n-a bombardat. Un în scut bombard, și un da. mijloc de negociere ca să... Exact, două a. lucruri, scut, mijloc de negociere, dar toate atacul acestea aeriene au fost și la sol, cum s-au retras, s-au reluat atacurile aeriene. Uh, ele s-au spus că au fost țintite, dar uh, au apărut și informații, nu-i așa, că uh, în urma acestor atacuri s-au pierdut și vieți uh, israeliene. Ca să nu mai spun de incidentul acela în care armata israeliană a împușcat din greșeală trei, trei ostate israelieni care, uh, o israelian care ieșiseră, au reușit cumva să scape dintr-un buncăr sau dintr-un adăpost din acesta subteran. Friendly fire sau nu foc fratricid se întâmplă mm -hmm. lucrul din asta se întâmplă la război nu e singurul caz au întâmplat și în Irak și în Afganistan și în al doilea și în primul război mondial. Acum ca să le luăm lucrurile așa mai de la uh... De unde vrei tu Ioana <laughs> că subiectul <laughs> e foarte amplu oricum nu terminăm astăzi și să terminăm ideea despre Pakistan și Iran. Uh... Spuneam că, spuneam că e contextul acesta mai larg, unde se întâmplă, e un război în desfășurare. Eu am spus că Israelul nu are cum singur să țină atâtea fronturi, de acolo mai israelienilor, nu s-a făcut. Și americanii, în toate turnele acelea diplomatice, au venit și au atenționat Iranul. Nu, nu vă implicați, țineți-vă câinele de pază, Hezbollah, în lesă, pentru că dacă Israelul ar fi atacat și din sud și din nord Hezbollah. Și cine știe ce formațiune ar mai într-un asemenea context noi acum nu avem de unde să știm sau știm, dar poate încă nu, nu sunt lucruri foarte conturate. De unde ar putea să mai apară încă un dinamic pentru Israel? Pentru că Israel este într-o zonă în care toată lumea de acolo este un adversar natural, să-i spunem. Da. Bun. <coughs> Fără ajutor american nu se poate. Iar iranienii ce fac? Ei stau și se uită ce se întâmplă acolo. Acum asigur că e ajutorul lor pentru Hamas nu știu pe unde mai merge, nu cred că mai merge nu prea mare, n-ai pe unde să le, trimiți bani. le -ai trimis bani le-ai trimis bani ce fac cu banii trebuie să-și cumpere arme, n-ai de unde să-și cumpere arme dar a fost până acum singur și atunci probabil s-a construit toată această strategie încă înainte de 7 octombrie Iranul s-a gândit așa noi am descoperit încă uh, un centru din acesta sau o locație din aceasta teroriștilor ei tocmai și-au terminat uh, un program de rachete balistice cu rază medie de acțiune, intermediară de acțiune. Au și programul cu rază scurtă de acțiune. Uh, dar tu până nu le testezi, n de unde să știi cum funcționează. Și au atacat în Pakistan, deci un stat suveran, au atacat pe teritoriul unui stat suveran o țintă în care informațiile de inteligență iraniene uh, au MOIS se numește, e Ministerul, Ministerul de Organizații și un fel de sie, cum ar fi, externe. MOIS. MOIS, da, așa se numește. Uh, au atacat în Pakistan acea țintă. Și ei ce au descoperit că acel atac al lor e o chestie strategică. Ei, dacă doreau să elimine este presupunerea mea, eu nu sunt militar, dar strategic vorbind, dacă doreai să elimini 30 de teroriști pe care îi cheamă cumva, mi-am scris că totul uita, la ISA, doreai să-i elimini. Tu puteai să trimiți o trupă de comandă, cum fac și, face și Mossadul de altfel, nu? ref, celebra <coughs> Uh, cu capa se numește, îmi scapă numele au o trupă din asta de comandă nu, pe care îi trimite atunci când sunt probleme într-o anumită zonă și acea problemă trebuie rezolvată Exact. deci puteau să trimit o trupă de comando nu, care să acționeze punct -o, kit, punct lovit punct la înțelegere cu uh, instituțiile pakistaneze, nu, că așa se face când acționezi pe teritoriul altui stat sigur, lucrurile astea nu se spun nu se fac publice, dar e intuitiv că așa se face dar ei nu au făcut asta. Și au testat o rachetă cu rază scurtă de acțiune. Și uh, au observat că ținta lor a fost într-adevăr lovită uh, aproape milimetrică, a spune. Adică racheta lor nu a ratat. Nu pentru că asta ne uităm și spre Rusia. Vedem că lansează dintr-o parte și aterizează în altă parte. Asta e o problemă nu, cu armamentul acesta mai sofisticat de generațiile 4, 5, 6 la americani. Trebuie să-l testezi. Așa e și la iraniene. Adică, nu, nu trebuie să ne uităm că unii sunt uh, doar în America, industria de ama mai funcționează. Nu, ea funcționează și în Iran. Funcționează și în Marea Britanie, și în Federația Rusă, și în China, și așa mai departe. Uh, bun. Și au observ, văzut că funcționează. Adică, ei uh, și-au dat seama că ceea ce au creat ei acolo este fezabil. Adică, este o rachetă cu rază scurtă de acțiune care funcționează foarte bine. Și-au testat o armă, propriu-zis. Sigur că acum, Pakistanul. S-a văzut obligat, nu diplomatic, strategic, politic, să răspundă. Și au ce au făcut? Au țintit pe teritoriul iranian, tot în provincia Balucistan, Baluchistan, în Iran, o altă, așa zisă, locație unde se aflau niște teroriști. Numărul victimelor a fost mic. Să nu ne înțelegem greșit, orice pierdere de viață omenească este o pierdere de viață omenească mai mult decât ar trebui să întâmple. Dar nu. Spun că a fost uh, un număr de victime mic, deși au murit și niște copii în Iran. Au murit, cred că vreo nouă copii sau patru copii, sau au fost nouă victime, din care patru uh -huh. copii, dar victimele au fost uh, victimele colaterale au fost în uh, număr foarte mic. Atunci, Iranul ce a făcut? În momentul în care tu ai un război în care este implicat dușmanul tău, Israel, da? tu ataci Pakistan, o țintă aleasă, legitim spun ei, nu? Că erau niște teroriști acolo și a arătat unei lumi întregi, unei lumi întregi care e interesată să se uite la tine. Că nu se uită cei din Vanuatu, se uită cei din Israel și de la Washington. Și de prin Europa, probabil. Se uită, poate și de la Moscova să vadă, nu? Ia să vedem ce au mai făcut prietenii iranieni. Poate mai cumpărăm ceva. Exact. Ei au semnat în 2014 și eu tot spun chestia asta. În 2014 Iran și Federația Rusă au semnat un acord militar extins, foarte complex. Uh, și poate ar fi bine să ne uităm un pic mai mult înspre el atunci când comentăm despre dronele care ajung din Iran în, în Federația Rusă și despre transferul tehnologic care se face dinspre Federația Rusă înspre Iran. Așa, asta e o altă discuție. Bun, și atunci ce a văzut. Din Tel Aviv, de la Washington, ce s-a văzut? S-a văzut că Iranul a atacat o țintă și l-a ieșit. E ca la darți, nu? Le ai și ținta respectivă. Adică asta deja e un semn. așa se cum râd de la din Corea de Nord care aruncă rachete, să duc la mama asta... așa, așa a Acolo a -a a -a a -a chiar... Serios, exact, chiar Exact, acolo chiar se întâmplă. Bună. Da. Și acolo e aproape distopic ce se întâmplă. Dar acolo informațiile sunt mult mai puține și acolo e și foarte multă grandomanie în Corea de Nord. Da, da. Iranienii sunt foarte pragmatici. În plus, înainte de atacul acesta din Pakistan, iranienii și-au uh, și ales o țintă în Irak. Iar ținta aceasta a fost casa unui om de afaceri curt, despre care iranienii spun că, aveau relați, că avea relații cu izraelieni sau cu serviciul de inteligență din Israel. Deci pentru iranieni era un dușman. Eu nu știu dacă era așa sau nu. Dar ei și-au ales acea țintă, din diverse motive. La o distanță foarte mică de rezidența acelui om de afaceri, unul, unul, dintre cei mai bogați curzi, este consulatul american din Irak. Și racheta uh, cu rază medie de acțiune lansată din Iran a lovit exact în rezidența acelui om de afaceri. În Consulatul american nu a fost afectat absolut deloc. Adică, iată, au fost două lovituri din acestea militare, strategice, prin care oamenii de la Teheran le-au arătat oamenilor din Tel Aviv și de la Washington și nu numai. Repet: Ca o armă sofisticată. Asta și... au făcut, ei și-au dezvoltat programele acestea de, de rachete balistice care e și o problemă conexă acordului acela uh, nuclear cu Iranul și pe care Trump tocmai l-a criticat foarte mult de fapt și a și retras Statele Unite din el. Bun. Pakistanezii Pachist au răspuns, iranii ne-au atacat, pakistanezii au răspuns, uh, lumea s-a panicat, noi ne-am uitat la televizor că începe al război mondial, unii au spus, am spus că nu începe, e o chestie care se va rezolva, s-a rezolvat în 24 de ore. Depinde doar de noi la cine și pe cine ascultăm. Uh, și Într-adevăr, aici este un rol foarte important pentru media, repetisă și televizată. Să încercăm să să ne, să, Ioana. Ne, să ne temperăm un pic impulsurile acestea. Chiar și în contextul în care am avea toate primisele, ca mâine să înceapă un al război mondial, cred că discursul a trebuit să fie e un pic mai ponderat. Asta nu înseamnă că nu trebuie să avertizezi populația să se pregătească, dar atunci când tu îți avertizezi populația că trebuie să se pregătească, și tu, la nivel instituțional, trebuie să faci tot ce trebuie să te asiguri că ești pregătit. Presa caută senzaționalul. Mă uit și acum cum iarna, de exemplu, bagă vânt prasnic, peste 100 km la oră, furtuni de zăpadă, nu știu ce, și după aceea ce la înălțim peste 2000 de metri, va fi vântul de peste... Păi stai puțin, câte, câte teritorii de România sunt la peste 2000 de metri și câte sunt locuite la peste 2000 de metri. Adică cum să sperii oamenii că pui așa un titlu sau un început de știre, știi? Așa e și cu asta. Adică începe al treilea război mondial. Nu știu ce au făcut ea sau aia și după aia de fapt nu e un fâs doar ca să... Acum eu să spun, eu am scris am scris un capitol într-o carte, o să apară curând la Presa Universitară Clujană, nu este coordonată de mine, eu sunt doar contributor la acel volum. Cred că va fi un volum foarte cum reușit. Cum nu, nu știu încă exact cum se numește, dar este despre provocări de securitate din regiunea extinsă a Mării Negre. Uh -huh. Îl cunosc foarte bine pe coordonator, este un, uh, un domn extrem de erudit și foarte, foarte pragmatic și cu niște analize grozave. Repet, nu spun numele și lumea care o să ne scrie, nu spun numele din motive de confidențialitate, nu care avea sub o uh -huh. problemă, dar nu știam că va veni în discuție. Eu am scris, uh, <laughs> am, am scris un capitol în acea carte și. Uh, L-am și intitulat așa, uh, am pus un hashtag, nu celebele hashtag-uri din rețele de socializare. Uh, Rezist. Uh, nu, da, și acela. <laughs> Cu alterarea război mondial uh, mai așteaptă. Deci ceva în sensul asta. Eu să spun ție că doar din 2020, deci din al doilea deceniu al secolului 21, din 2020 până acum... Au trecut trei ani, că abia am intrat în 2024, acel hashtag sau acele titluri cu al treilea război mondial a fost folosit și a apărut în presă de cinci ori. Wow! Ceea ce e foarte mult. Adică a, aproape o dată și jumătate pe an, se spune. E foarte mult. Normal. Prima dată a apărut atunci când a fost asasinat Soleimani, generalul iranian Soleimani. Apoi a apărut uh, în momentul în care Rusia a invadat Ucraina. A apărut pe 7 octombrie când... Uh a fost atacul terorist al Hamas asupra Israelului. Israelului. A mai apărut odată, una mi-a scăpat, a mai apărut odată acum cu, eu am spus, o joacă din curtea școlii dintre Iran și Pakistan și a mai fost un moment în care a, a apărut, îmi scap acum, dar știu că am numărat cinci momente cinci? Din, din acestea. Cred că tot în cadrul cu războiului între uh, Rusiei în Ucraina, când a apărut la un moment dat, a, bine, acum se tot treia, e redundant deja discursul acesta cu atacurile nucleare, a venit Medvedev și a spus că dacă Rusia a amenințat existențial vom folosi armele nucleare și și atunci s Deci de 5 ori. Deci de 5 ori în 3 ani jumătate, sau mai puțin de trei ani jumătate, um, Rețelele de socializare, media, au preluat acest hashtag, această sintagmă de al treilea război mondial. Și acum nici nu pot să spun că acolo nu mai pot să stau să număr, că ar fi o, efectiv o pierdere de timp până la urmă, câte dezbateri, analize și emisiuni au fost dedicate acestor subiecte. Slavă Domnule, că niciunul nu s-a întâmplat. Repet, nu avem glob de cristal. Dar în momentul în care tu te erigezi, nu tu, cel care se duce anțilic. la TV da, sau da. scrie un articol. Mm -hmm. Te erigezi în, într-o persoană erudită, într-un analist educat, care știi lucrurile, care ai scris pe teme. Uh, trebuie să te gândești că în fața ta sunt niște oameni fix cum spuneai tu. Unii sunt medici, alții sunt instalatori, alții lucrează la Kaufland alții lucrează la tine în studio, alții lucrează la etajul 5, nici mai contează. Nu-i uh, nu treaba lor să știe. Treaba, ei se uită, a, toți acești oameni se uită la televizor sau la noi ca să afle ceva că se gândește dacă omul acela este invitat la televizor și este prezentat, că este profesor universitar și înseamnă are... Înseamnă că are credibilitate. Exact, îl chemi acolo pentru credibilitate. Oricând unde doi am vișit și spui același lucru care nu are niciun... Sau un... arăți un joc video și zici că sunt situații reale de luptă. Am mai făcut și asta. General, adică. de armată. Nu, ce, credibilitate mai are postul respectiv sau omul respectiv? Persoana respectivă este în continuare în acest studiu de televiziune și lumea discută în continuare. Deci, nu cunosc toate meandrele acestea ale felului în care funcționează media, dar sigur sunt și oameni serioși, adică să nu generalizăm, sunt și oameni serioși de foarte multe ori oamenii serioși, pentru că au un anume soi de pragmatism analitic, sunt foarte criticați și etichetați. Da? Să zic, da? și nu sunt invitați de televiziune pentru că ei nu interesează adevărul, pe ei interesează senzaționalul și panica, să bage, să bage panica în oameni, nu interesează oamenii serioși și citiți, capabili ca să spună adevărul. Că adevărul nu e interesant. Fake news e interesant. Asta, e, asta, este într-adevăr o variantă, dar repet, să știi că sunt și oameni serioși. Da, bun, îi găsești mai greu, dar până la urmă îi cauți. Sau dacă nu, eu i-am recomandat unei prietene foarte bune, recent, să se uite la Comedy Central și pe Eurosport. Vorbesc foarte serios. Te uiți la o comedie, te relaxezi, eu mă uit la Eurosport, că mă uit la tenis, și tu dar... erai fan Halep, tu ne foarte, și noi pe un, facebook un, Halep. Un, în, în continuare nu ținut, sunt, de, da. ce de aștept să revină. Crezi că mai revine? Eu sper. Speranța mare ultimă. Simona este un exemplu, așa ca o paranteză. Pentru mine, cel puțin, eu nu pot să impun asta nimănui, dar este un exemplu de reziliență, că tot e la modă, de rezistență, de om care vine dintr-un mediu unul foarte favorabil. Și tot ce a făcut ea până în momentul acela în care a apărut nu, acea suspiciune și, mă rog, acea decizie până la urmă, în ceea ce privește. Folosirea unor substanțe a făcut cinstit, pentru că a fost testată până acolo de sute, dacă nu de mii de ori. Adică e urât să venim acum să spunem că n-am făcut nimic. Nu știu, mi se pare să moară și capra vecinului. Totuși, acum eu vreau să mă, să mă gândesc așa oarecum câți dintre cei care acum vorbesc foarte urât. Bănuiesc că sunt puțini, dar câți dintre da. ei. Uh, nu s-au bucurat atunci când Simona a câștigat Roland Garros sau Wimbledon. Eu cred că tot s-au bucurat. Te faci pe de fapt, puteți, simți mândru. e românul meu. Uite, e cel mai bun. E, bun, e bine că ai dus-o pe Halep în discuție, că o să titlul podcast-ului meu o să fie Iran, Pakistan, Yemen și Halep și atunci meu o să deschidă să vadă ce legătură Eu n-aș pune pe Simona, dar... Glumesc, nu... să... eu să... nu pun feedback, nu... uh, eu am conținut de calitate și atunci când ai un conținut de calitate și... Dar ar fi, să știi că așa, ar fi da? un clickbait. <laughs> <laughs> Probabil o mie de oameni să se uite doar să vadă care e le... treaba cu Halep și cu Yemenul nu? Da, acum, legătura e că am citit în n-am mai văzut-o pe Simona la un meci oficial de, mă rog, de foarte multă vreme. Ultima oară când am văzut-o, am, am, văzut de foarte multe ori live. Este, într-adevăr, unul dintre oamenii pe care, care pe mine personal m-a inspirat. Nu trebuie să fie neapărat din Academia. foarte frumos, adică de câte ori avea câte un meci de asta mai interesant, citeam cronicile pe care tu și cu CTP-ul ce scriați cronici despre Halep. Acum, domnul CTP, doamne, Popescu, nu? Cristian da. Tudor Popescu. Sunt așa de <laughs> eu nu vreau să-i pronunț numele. Da, este un erudit în, în, da. în, toate și în tenis. O, o cunoaște foarte bine, eu o cunosc așa, da. am autograf, am văzut-o și la Cluj și mă rog, în mai multe am văzut -o. Eu am văzut-o pe Simona prima oară, eu, să nu spun o prostie, a jucat în turul 1 la US Open și eu lucram în statele, eram în New York. Și întâmplător am ajuns să vă și niciodată nu o să uit că avea un echipament care era mare, a târnat pe ea și a bătut-o pe lina, pe ce blebra, și din China, Lina, câștigătoare de Australia în Open și de US Open. Așa e fost în tribune, nu? Da, și e întâmplător, pur și simplu niște prieteni m-au întrebat, îți place tenis? Da, zic, uite, avem uh, niște bilete. Atunci a fost, am văzut o live. Și e român, adică pentru mine a fost așa, știi cum zic, americani out of nowhere. Și băi, dacă tot am văzut-o, ia să-mi placă mie. Adică a fost o chestie, dar eram și eu copil. Sigur că întotdeauna îți alegi preferații, nu ții cu o echipă sau alta, pentru mine Simona a fost ceva, Mie mi îmi place, îmi plăcea foarte mult Petrag Petra Vitova de preferata mea sau Vica Azarenca, acum nu mai la modă, că ea ca s-a născut prin Belarus, dar bine, stă de 20 de ani în Miami. Nu, sunt viața mea de asta, că dacă nu-mi place păi, Băi, bă, și pe mine dacă mă întreb ceva din cricket, nu știu, sau din baseball, habar nu. dar mi-a plăcut, -a plăcut ideea că am fost la un meci la care a jucat o româncă, și, desigur, că după aceea am urmărit -o. ce am urmărit-o. Ce analize foarte fine. Eu le citeam tot timpul când făceai analizele astea de. Sentimentale, așa. da. Da. Da, e da, pentru mine e un model. Adică, eu m-aș bucura foarte mult ca foarte mulți oameni, nu doar din sport, și din domenii de cercetare sau orice altceva. Să fie atât de încăpățânați precum ea, nu? Să n-ai nici calitățile că nu e foarte înaltă. E tot un metru și un pic la fel ca mine. Adică, iar în tenis e un dezavantaj. E, și a stat acolo, știi, și nu a renunțat. asta e foarte important. Normal. Și să te gândești că intri într-o competiție nu cu unii dintre cei mai bine finanța sportivi din lumea asta și cu cel mai bun Vare. piar în spate. Adică lucrurile nu sunt foarte simple. Uite și când ne uităm, de exemplu, la Djokovici. bun, cu bune și curele. Mie îmi place Djokovic de când avea, cred, vreo 15-16 ani, mă uit la el. Uh -huh. De când era mică și mă uit la tenis, propriu zis. El acum a devenit și un pic politic, ceea ce nu era pe de o parte. Bun, mie nu-mi place să amestec tenisul cu politica, dar... Te referi la fază cu Australia, cu... A, nu, nu, aia, a fost a trecut, atunci nici mai contează ce s-a întâmplat. El a venit anul viitor și a câștigat. Și acum joacă în semifinale, a l -a l -a l -a mâine. Să intre. Da, lucrurile complicate. Da. Australienii îi iubesc foarte mult. Anul trecut a câștigat. Deci, în 2021 nu a jucat, a venit în 2022 a câștigat. Da. Uh, bun. Uh sper că n-am greșit Dani, dar după momentul acela în care l-au expulzat, a venit și a câștigat, oricum el a câștigat de 10 ori la Australia Acum, în ultimii 2-3 ani, Djokovic încearcă să facă? Vine mereu și spune, este o onoare și este, într-adevăr, este cel mai bun jucător, cel puțin statistic, nu, cum nu mai ai cu cine să-l compara, adică toți cei care vin acum se vor compara cu el. știu că am sărit de la Iran la Djokovic și spune... mai am în titlu. Exact. Mai, că mai pui și pe Djokovic, cred că gata, orice audiență... Rubem tot, rubem rupem două. El vine și spune în felul următor. Sunt onorat și sunt recunoscător și, mă rog, tot ce spune acolo frumos. Nu ca Miss Univers, să fac pace în lume. Ca o paranteză, nu știu dacă cineva cunoaște vreo Miss Univers care a făcut pace în lume, dar încă așteptăm. Noi sperăm. Și jocul spune așa. Știți că pentru un copil care vine din Serbia, el fiind sârb, antrenorul lor lui fiind croat. Că vezi că lumea nu e așa chiar cum o vedem noi la Normal. televizor. Mai există și alte. Și prietenii sârbo-croate sau iraniano-israelieni. Bun, și el spune așa, pentru un copil care vine din Serbia, care nu a putut să călătorească datorită blocadei, care nu a avut banca, așa, știi? Vine și spune lucrurile astea. Sunt foarte mândru că am reușit să fac toate lucrurile astea. Ei, și l a făcut. În competiție fiind, nu cu Oameni finanțați Mult mai bine. Mult Jucători mai bine. foarte buni de alfear, condiții mult mai bune de să... antrenament. Da, exact, dar el spune, acum spune lucrurile astea. Da dar acum, nu le -a spus. acum să nici nu-i plângem de milă că na, locuiește în apartament, cât trei case din Pipera în Miami. Și... Adică, dar bun, a fost mult, nu din punctul zero până când a, a ajuns acolo no, no, no. și la fel și pentru Simona. Și Simona a ajuns unde a ajuns pe, munca ei, adică nu a numit-o nimeni politic acolo, nu i-a făcut nimeni. Oricum a contat el. foarte mult puterea financiară a familiei și a celor care au ajutat, pentru că fără bani foarte mulți nu poți să ridici în tenis, indiferent ce talent ai avea, ca și în muzică și ca și în altă parte. Este un, un, sport foarte scump, într-adevăr. Uite, de exemplu, astăzi, înainte să vin la tine, s-au jucat semifinalele la fete. E, acum, știi, asta e o chestie. M-am gândit, m-am amuzat puțin singură pentru. Așa, uh cineva poate să scrie o teză de doctora pe asta s-a jucat semifinale, în semifinalele astea a fost o chinezoaică, o, doamne, o domnișoară din Belarus, o domnișoară din Ucraina și o americancă deci Belarus China, Ucraina și Statele Unite Finala da. Finala se va juca între reprezentanți sau între două domnișoare care vin că în tenis e un sport individual adică faptul că spui stai acolo contează și nu prea, că niciunul nu locuiește în Rusia, să ne înțelegem și, uh, uh, finala se va juca între o, doamnă, între o doamnă din Belarus, o domnișoară din Belarus și o domnișoară din China. Deci, nu știu dacă e corect politic să ne uităm la cea deci finală. Deci o finală comunistă. Da, și revizionistă. Între două domnișoare, cea din China cred că locuiește în China, acolo e mai complicat. Cea care vine din Belarus am impresia că locuiește în Monaco. nu Păi de ce spun? Adică noi... Da, astea sunt, știi că erau mereu povești, că să nu fie, ei nici n-au fost lăsați rușii și cei din Belarus n-au fost lăsat lăsați să, să joace la Wimbledon dar câteva luni mai târziu a fost lăsat nu să mi s-a părut corect, pentru că un sportiv muncește el nu-i devine că ai un președinte nebun care atacă nu știu câte țări sau ceva adică păi, ce vine are omul ăla adică a, când tu -a ca a fost corect dacă, 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 tu ca sportiv și spui că ești de acord cu el, sigur că adică e moral să fie exclus. Dar oamenii am nici măcar nu locuiesc în Federația Rusă. Păi asta spun, adică Da, paradoxul e altul, că li s-a interzis să joace la Wimbledon, dar peste o două luni au fost lăsați să joace în Statele Unite la US Open Păi acolo e ca și s-au gândit la altceva, știi? Englezii păi sunt, da. sunt mai conservatori, sunt Da, a fost o chestie mai politizată, așa, păi da? da, da, Bun, da, 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 e treaba lor, s-a trecut peste acel moment, s-a trecut în an, deci asta a fost în 2022, în 2023 li s-a permis, doar că nu mai au steag. Ceea ce e, eu cred că e un compromis acceptabil pentru toată lumea. Că până la urmă pierd cei care organizează competiții, pierd spectatorii, Clar. Că oamenii se duc în se dau peste cap clasamentele, care nu mai, sunt, da. nu mai reflectă realitatea. <coughs> pentru că unii da, sunt expuși da. pe motive politice, știi, și atunci deja nu mai. Da, să spun că sportul și politica. Valoarea. Deși uh, sportul a fost folosit de foarte multe ori ca instrument diplomatic, dar cred că trebuie să avem și niște limite, nu? Adică să nu ne radicalizăm într atât și să ideologizăm la maxim tot. Pentru că dacă tu te radicalizezi într-o parte contrareacția va fi o radicalizare în partea opusă. Da, De-aia și Trump nu e o greșeală, este o consecință, că ne place sau nu, repet. Adică pe Trump îl votează toți ultra religioși, dar el nici măcar nu, dacă eu sunt sigură că în viața lui n-a citit Biblia sau că ar fi vreun religios. De el a venit cu un discurs total antireligios. Și acum iar să revenim la oile noastre, să spune, fragmentăm discuția. Iranienii și-au testat armele, lumea a văzut. Pakistan cu Iran s-au împăcat. A doua zi, miniștrii de externe a celor două state s-au și întâlnit pe la Davos, au fost acolo. Au rezolvat problema. Și n-a început războiul al treilea mondial. Iar... Cum și-ar fi dorit mulți și ar fi dorit mulți Acum știi un pic mai complicat Uită-te cine spune că vrea să înceapă război? Pe de-o parte da, spui că poate să fie un lobby pentru industria de armament Sunt unii care știu că ar avea ce discuta și comenta Dar hai să ne gândim și pe partea cealaltă Câți dintre cei care uh, spun, cel puțin în România Că și-ar dori să înceapă un la război Nu, nu că și-ar dori, nimeni nu-și dorește Așa ar fi moral dar spun că să le pregătim. Trebuie o lume morală, Ioana? nu mai trebuie într-o lume morală. Să încercăm să o facem. Da. Știi, pas cu pas. Da. Câți dintre cei care spun că începe altele război mondial, sau există șanse foarte mari să înceapă, își ar trimite copiii la război, au făcut armata, ar merge și la război. Cam așa un sentiment că ei ar fi primii care și-ar lua lui Vuittonul și-ar pleca în țările calde. Louis Da, Și nu să-i sun pe ăștia după Podcast la lui Vidon să ne dea măcar o sponsorizare ceva pentru podcast. Așa, o, Vreau și o, un, uh, o poșetă. O poșetă ceva. Da. Uh, cam despre asta e vorba. Da. Uh, bun. Iar Israelul, dacă ar face față, ca asta era partea a doua. Deci am terminat cu Iran, Pakistan nu s-a întâmplat. Acolo e foarte interesant de urmărit. Aș vrea să mă duc un pic și în Iemen, pentru că eu sunt foarte. Iemeni confuz pentru că tot urmăream pirații somalezi care atacau uh, așa și cu niște bărci rudimentare din care unul scotea cu găleata apă că intrau apă în ele și cu niște puși de alea cu țeava îndoită și am văzut un alt fel de piraterie cu elicoptere, cu drone, cu asta și am rămas șocat un pic și după aia am înțeles că de fapt nu mai sunt pirații somalezi care știam eu, ci de fapt atacă din cauza că sunt nave prietene cu uh, dușmanii lor, cum ar veni. Adică, e alt, uh, au dus pirateria la alt nivel. Și aici vreau să înțeleg un pic, pentru că am văzut că s-a extins conflict, Au venit și americanii, au venit și nu mai știu care și se bat, uh, se bat cu ei ca să mai adace navele. Bun. Și a fost și atentatul la Iemen, nu mare, de a omori nu știu câte de sute de oameni sau ce au. Uh, este într-o stare, în, într-o situație absolut deplorabilă. De foarte mulți ani. Din ce cauză? E regim uh, militar acolo sau ce este? Eu acolo -am. a fost o lovitură de stat uh, rebelii hutiți au preluat Aia. guvernul, guvernul s-a mutat în exil și atunci acolo s-au creat două tabere, o tabără asta a hutiților susținută de Iran Și sunt hutiți ăștia, de ce le de așa? Din punct de vedere, religios? Uh, etnic, nu? etnic, etnic, nu? da Ei uh, cei sunt uh, su sumiți? sau suniți? Sunt sau... și și, dar nu asta e relevant Iranienii au susținut pentru că uh, hutiții au provocat, au contestat uh, conducerea Iemenului de la Sana, conducerea Iemenului de la Sana fiind pe vremea respectivă susținută de Arabia Saudită. Ca aici în Orientul Mijlociu nu avem doar uh, adversitatea asta Iran-Israel, avem și Iran-Arabia Saudită, avem și Iran versus toată lumea, că ei sunt șiiți, ăștia sunt suniți. Iranienii vor să fie hegemon regional, Dar hegemon regional, știm ce înseamnă, cred că, că am mai vorbit. Să controleze regiunea, apropo, să fie ei. cea mai importantă putere economică, militară. Economic le e foarte greu. Militar nu sunt departe, de cu toate bune și rele. Dar militar, uite, tocmai ne-au dovedit, din păcate, că industria lor militară merge mai departe. Dar apropo de pirații somalezi, Eram în Djibouti când era în, erau pirații somalezi în uh, apogeu atacurilor, și în Djibouti era un conglomerat din acesta, o adunare din aceasta de uh, militari din toate țările. Eu niciodată n-am să uit, Eu Povesteam cu un capitan de, uh, cum se spun, vas de război american, de crucișător american, nu, nu american, australian dar nu crucișător, doar. Uh, fregată din asta militară. Bun, poate să mă certe lumea, nu cunosc terminologia, dar era un capitan de vas militar uh, australian. Și Unde povestești sau cum povesteai? După, eu lucram cu americanii, dar sigur că te întâlneai, mai mergeam la o pizzerie, una dintre pizzerile la care mergeam, uh, mergeam în fiecare joi și într-o marți, între joi asta și cealaltă, într-o marți s-au aruncat acolo în aer niște teroriști al Shabab care veneau din Somalia. E o zonă foarte complicată, dar Djibouti este un stat foarte mic, musulman, e religie islamică, suniți, bun, ei au triburi afar și Isa, Și spunea acest capitan din Australia că ei mai întâi trag și apoi pun întrebări, dar foarte onest așa, pentru că erau foarte multe atacuri. În Djibouti sunt foarte multe forțe militare, acum predomină chinezii și americanii. A fost și regiunea străină franceză, acolo s-au mutat, acum sunt în Qatar, s-au rămas un număr foarte mic pe lângă un lac, un lac sărat, îmi scapă numele. În fine, sunt foarte mulți militari și din Europa și din... de peste tot. Erau până și din Singapore. Aveau un sediu din acesta, un cortez din acesta militar. Și cei din Singapore, la vremea respectivă, vorbesc de anii 2010, aveau un singur avion militar. Deci unul singur aveau. L-a dusese în Djibouti. Deci, ca să-ți imaginești ce înseamnă o țară cu 500.000 de, de locuitori, din care 400 de mii locuiesc în Djibouti, Djibouti e capitala statului Djibouti, și erau toți concentrați acolo pe o suprafață... Era mai mulți militari decât locuitori. Da, da, cu siguranță. Dacă se dea cam, ar, Dar erau... de ce așa mare interes acolo, Ioana? Este în cornul Africii, este o poziție geostrategică foarte bună de observare, atât a restului Africii, a nordului Africii, dacă te uiți în jos, așa vezi toată Africa, metaforic vorbind, și este o poziție foarte bună pentru orice strategie militară sau orice... A lansat ]va. de acolo Înspe atacuri sau... Milocio, exact. Americanii mai sigur, sau e baza aceea NATO de la Incilic în Turcia, dar asta când ai pus-o în cornul Africii, de acolo poți să supervizezi, să vezi, observi tot ce se întâmplă. E un punct strategic. Baza sa militară americană se numește Camp Lemonia. Acum văd că toată lumea vorbește. Eu am lucrat acolo patru ani. Uh -huh. Acum am văzut că se vorbește și cineva a reușit să, 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 mă rog, să, să o pună în discuție. Dar despre Djibouti și despre tot acest stabiliment militar de acolo se vorbește încă de la începutul apariției acestor pirați somalezi care atacau într-adevăr, atacau și nave de croazieră, vapoare pe care lucrau foștii mei colegi. Ce da, ce puteau să furem. Ce Exact, furau de acolo. A fost și un film foarte celebru, Capitanul Phillips. Da, Falcon, am văzut, da? am văzut. Da, e, cu, e, la, Tom, Hanks. E Tom Hanks. Tom da, Hanks, da. Este după fapte reale, adică este un film foarte apropiat de ce se întâmplă acolo. Uh, bun, acum nu mai avem pirați somalezi. Sau ce avem. Ca? Da, sunt, nu, astea sunt cutiții nu, dar zic acolo în Somalia mai sunt pirași adică dar adică mai atacă nave dar nu mai au aceeași nu da. alonj, adică nu mai au da. același impact acum ce se întâmplă uh, hutiții când ei lansează niște rachete și alea destul de sofisticate ne întrebăm de unde, de unde le, -au? le au exact, de unde le au, de la, tot de la Iran normal că de la Iran le au dar problema problema e un pic mai complicată de atât cât e de mare e ăsta acolo în zonă? O, e foarte, mic, foarte ne, mic, e foarte mic și atunci de ce nu merg peste ei și le închid gura? Că și acum mai atacă nave și acum mai sunt probleme. Și vor mai fi. Vor mai fi pentru că este, Yemen este un stat eșuat și acum dacă... Cine s-a dat să pare. intre peste americani. bă, mi-a atacat vaporul, fac la revedere, trimit acolo două fregate, trimit uh, niște tancuri de alea nu știu ce, și în două zile i-am pus cu botul bălabe. labe. Da, hai să-i ducem un pic în spate. De deci ce a fost atacat Irakul? Iracul? Da. Au zis că are Saddam Uzei în arme chimice, dar de fapt avea petrol. Bun, nu avea. Bun, s-au lămurit și americanii că nu aveau. Nici nu au crezut ei vreo chipă, dar ei trebuiau să aibă motivație ca să atace. Nu Saddam oricum era un dictator și n-a fost rocapicat, dar contează ce s-a întâmplat după. După 11 septembrie, Statele Unite au... Convocat Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite și-au invocat articolul 5, despre care noi tot vorbim acum, decât cu Federația Rusă, nu? Și ni se tot spune că articolul 5 ne protejează. Bun, până la articolul 5 mai sunt 3 și 4, e altă discuție poate ți explică și bă, domnul Șicol. Îmi place foarte mult cum vorbești. Asta a fost după 9-11. În 2001 o alianță militară, a intrat în Afganistan. În momentul acela a început lupta, războiul împotriva terorismului sau împotriva terorii. War on terror, da? A fost singura dată în toată istoria Alianței Nord-Atlantice. NATO s-a înființat în 1949. Deci a fost singura dată când a fost invocat articolul 5. Așa ca o paranteză. Cine se sperie că vine Trump și scoate SUA din NATO, să nu se mai sperie. NATO, SUA depinde de NATO, NATO depinde de SUA Europa depinde de NATO, de SUA și viceversa. Adică lucrurile sunt mult mai complicate decât de faptul că vine Donald Trump în campanie electorală și cine, cine știe ce năstrușnicii mai spune. Dar el are putere de decizie? Nu, să... tot, -are. exact. Păi tot că Congresul decide, nu până la urmă. El nu poate să emită un ordin executiv. Să zică să... Bă, de mâine, nu mai nu ieșim. Mai, nu mai președintele și... are atribuții executive, poate să emită ordine, să, hai să spunem cum ar fi în România un OUG-urile astea, o ordine da. Deci, Ordunații de urgență. Ordonanțe de urgență. Deci poate să emită un ordin executiv, dar doar pe anumite spețe. America nu poate să intre în război fără aprobarea Congresului. America nu poate să iasă din NATO fără aprobarea Congresului. Adică acolo sunt o serie de prevederi pe care președintele nu le poate face de capul lui. Ori președintele mai nici în primul mandat, că el spune Asta este el, așa. Asta este idiosincrazia lui. Uh -huh. Bun, dar a fost singură dată când s-a invocat articolul 5. A început războiul în Afganistan și doi ani mai târziu în 2003 în Irak. Ce s-a întâmplat? Americanii și aliații lor o parte dintre ei au stat 20 de ani în regiunea asta. De ce spun asta? Dacă legitim vorbind, pentru că nu rebelii huti, acum sunt din nou teroriști. Ei au fost listați teroriști de Donald Trump, au stat o lună pe lista aceea. FTA, uh, Foreign Organization Terrorist F FTO. Lista cu organizații, organizații de teroriste internaționale. Uh -huh. Donald Trump i a pus acolo. <coughs> a venit Biden, peste o lună i-a scos din motive umanitare, pentru că acolo este un dezastru umanitar. Acum Biden, administrația Biden a pus din nou pe, sunt din nou teroriști, deci putem să le spunem teroriști. Bun. Atacă navele astea. Dacă, într-un scenariu, cum spui tu, de ce nu, nu știu, de ce nu face Marea Britanie cu Marea, cu Statele Unite, de ce nu fac o alianță să atace? Pentru că niciuna dintre ele nu este pregătită să mai stea nu 20 de ani, nici măcar 5 ani acolo. Pentru că opinia publică este destul de cum plicată pentru că este an electoral. Și dacă tu te duci și începi un război acum în Yemen, săi elimini pe oamenii ăștia care fac rele și de fapt ce fac rele? Ei ei blochează toată blochează 15% din uh, comerțul naval global, pentru că am atât a, a e, huge. e foarte mult, am atât a trece prin uh, prin Marea Roșie, prin cornul Africii, prin Zântarea al Baba și atunci lumea uh, se uită și a, americanii și britanicii a, au lansat niște atacuri în aceste aeriene asupra hutiților. Hutiții continuă să atace acest tradesc, comerțul civil. Pe acolo trec nave care transportă gaz produsă. nu trimite americanii nave de război acolo și atunci... A... Americanii au deja nave de război, dar depinde că acolo sunt foarte multe ape teritoriale. Până unde pot intra? Cine le permite să intre? Uh... Păi nu cred că ar ataca pirații ăștia și dacă s-ar băga ei peste apele teritoriale Eminului, nu cred că trag ei în fregatele americane. Câte vieți de soldați americani este pregătită administrația Biden să piardă în acest moment cu 10 luni înainte de alegeri? Sunt întrebări foarte legitime. Am văzut și... că am rupe tot cu alegeri, adică câștigă peste tot a câștigat detașat. câștigat în New Hampshire, era acum. În vreo aproape... 3, 4, 5. În Iowa, știu, am urmărit eu în Iowa și New Hampshire a câștigat. Uh, în... Acum sunt alegerile acestea primare în cadrul partidului, uh -huh. ceea ce îl va conduce spre nominalizarea pentru funcția uh -huh. de președinte din partea Partidului uh -huh. Republican. Uh, are șanse foarte bune să... Ți-am trimis un articol, am... M Am văzut. Așa. Are șanse să câștige și acolo lucrurile sunt complicate, dar de asta spun. Trump vine și spune, în timpul meu nu a început niciun război. Și noi dacă ne uităm după al doilea război... Nu numai asta se spune și dacă voi câștiga, a doua zi se va opri războiul Rusia cu Ucraina. Asta nu are cum, asta e o... Asta în e sensul opulația. că el taie orice sprijin. Ucraina dacă nu ar avea sprijin american sau NATO sau de tot, n-ar dura mai mult de o săptămână Războiul. Atunci toată presiunea sprijinire a Ucrainei, acum să fim serios, adică ne-am mai vorbit cu simpatie, antipatie, dar să ne uităm pragmatic. U Ucrainei s-au cucerit niște teritorii legitime, acceptate la nivel internațional, inclusiv de Rusia. Asta e o Dar dacă Trump ar face lucrul ăsta, bun. mai spune... Paranteză. Toată lumea îl găsește, nu toată lumea. Sau foarte multă lume îl găsește acum pe Trump vinovatul de serviciu. Eu nu sunt fanul lui, adică n-am absolut nicio străbatere. Mm. Dar e foarte complicat. Toată lumea îl acuză deja pe Trump că e putinist, cred că s-a spus că e putinist, da. că va face pace cu Rusia, dar noi acum când vorbim... Nu că e putinist, că Putin l-a ajutat pe el să câștige alegerile atunci când a fost președintele Americii, a, acolo că rușii s-au băgat tare cu softuri pe campanile pe a, acolo, să știu, alegeri. Că acolo există niște adevăruri. Orice legendă are un sâmbure de adevăr, exact. nu? Exact, aia chiar e o, e o chestie adevărată. Dar, noi acum când vorbim, în Congresul American sunt blocați, sunt blocate 51 de miliarde de dolari în administrația Biden, într-un congres în care, hai să spunem că raportul dintre democrați și republicani e aproape egal. Bun, există două, trei locuri în plus la cameră și la senat pentru ceilalți, dar o să spunem că sunt aproape egali reprezentați republicani și democrații. În administrația democrată Biden, Biden care, am spus, e născut într-o zi cu mine, adică... Deja acolo e subiectivism. Glumesc. Dar toată lumea acum stă și îl stigmatizează, nu toată lumea, o parte. Îl stigmatizează pe Trump, că ce va face el, dar nimeni nu se uită în prezent că acum când noi vorbim, America nu mai poate să trimită cei 51 de miliarde pentru că sunt blocate în Congres de democrați și republicani, pentru că ei nu se înțeleg pe spețe interne și președintele Biden nu are ce să facă, din păcate. A ajutat foarte mult Ucraina din așa numitul fond de rezervă care este la dispoziția președintelui și poate fi, nu e așa transferat prin ce spuneam ordin executiv, nu avea nevoie de sprijinul Congresului, ori atunci când a avut, în prima parte a războiului cel puțin, l-a avut, dar acum este președintele Biden și Congresul acesta. De când noi vorbim, nu este Trump. Trump poate să câștige sau nu. Șansele sunt aproape egale, să spunem, între viitorii doi candidați. Dar toată lumea anticipează că Trump va fi cel rău, probabil, dacă va ieși Trump președinte și va bloca, într-adevăr, sau nu, ce se va întâmpla în Congresul American, toată responsabilitatea cade pe europeni. Și acum depinde cât de mult își doresc europenii ca războiul ăsta să continue sau nu problema este că acolo sunt niște teritorii pe care inclusiv oficialii Ucraniei recunosc că le este foarte greu să le recupereze și când o să stăm peste 4-5 ani să ne gândim și să ne uităm retrospectiv la ce s-a întâmplat o să înțelegem mai multe. Unii au înțeles deja și de un an, doi ani spun niște lucruri, dar imediat lui s-au pus etichete pentru că suntem atât de sunt niște termeni, nu vreau să-i folosesc, dar o să spun că suntem atât de simandicoși și uh, ne este frică Desigur, noi suntem de partea bună. Dar tu când te duci la om, tu trebuie să-i spui niște lucruri. Că dacă tu doi ani de zile îi spui că Ucraina își va recupera Crimea, tu știi foarte bine că nu se va întâmpla acest lucru. Peste doi ani vine omul și te întreabă, păi dar n-ai zis că recuperează Crimea? Că și domnul Hoji s-a spus lucrul da. Și acum vine și spune, păi da, dar Ucraina nu a primit armament. Păi cum a primit? A primit, dar e o problemă. La de la palestinieni. Nu, nu. nu, a, nu a, asta eu nu pot să verific. <laughs> dar acolo este o problemă, pentru că, pe de altă parte, nici rușina asta degeaba. Și dacă, acum, în ultimii doi ani, Putin a murit de vreo 20 de ori și... S-a îmbolnăvit de cancer, de tot felul de irrelevant. Și de... rușii au rămas fără rachete și mâine știrea cu care se începe programul de la ora 17 e că rușii au lansat nu știu ce rachetă asupra Chievului. Păi nu mi-ai spus ieri că nu mai au rachete. Apropo de ruși, de rachete de Ucraina, că deviem un pic de la subiect, ce părere ai de incidentul ăla cu avionul ieri sau alalt, ieri că s-a întâmplat? Că o rachetă ucraineană a doborât un avion rus... Da. Ucrainei zic că uh, transporta rachete, se adace pe ei și rușii spun că transportau persoane și am văzut niște analiști care au văzut explozia, că se vedea și ce i a fost armament în cadrul avionului, da. pentru că n-a da. fost nicio explozie mai mult decât ar exploda benzina dintr-un dintr avion. Da, pe cineva din armată, tot așa, din mediul acesta militar, am ascultat și eu care spunea că, într-adevăr, n-a Mai mulți am văzut da, și pe fost... BBC, pe CNN. Pe... Da, nu a fost o explozie provocată de, de muniție. Muniție, exact. Dar acum hai să spunem că asta face parte din logica războiului și e informare, dezinformare specifică războiului și cred că mi este foarte greu să, mi este foarte greu să cred că într-un viitor foarte apropiat o să aflăm într-adevăr ce s-a întâmplat. Pentru că noi avem acum varianta ucraniană și varianta Rusiei. Care sunt total diferite una de alta. Sunt total diferite, sigur că noi emoțional tindem să credem că ceea ce spun ucrainii este adevărat. Pe de altă parte vin mai vin păi niște specialiști care încep să spună și altceva. Au spus că sunt rachete. Clar, s-a văzut, văzut, și o explozie, a văzut no. și tu, a văzut și analiză și clar n-au fost deci la în face, avionul respectiv. face parte din logica războiului. Repet, uh -huh. adică este un lucru pe care uh, probabil să-l discutăm sau să aflăm mai multe detalii peste 5-6 luni, un an, că nu noi încă așteptăm rezultatele uh, acelei investigații despre cine a aruncat în aer Nord Stream 1 și Nord Stream 2. Încă suntem acolo. De -astea sunt... Uh, în ceața războiului se întâmplă foarte multe lucruri. Câte dintre ele le vom afla acum sau peste un an, mie mi-e foarte greu să acum să contabilizez. Am zis că s-a reparat, nu, Nord Stream-ul? sigur, o să vedem cine beneficiază de asta. Că Nord Stream-ul aduce gazul rusesc dintr-o parte în alta. în alta. Deocamdată, gazul și petrolul rusesc, nu vin din Rusia în Europa, vin prin Azerbaijan și prin India și prin Egipt în Europa, da. Și prin China. Petrolul. China folosește. Petrolul. Folosește și China. Am fost, în decembrie am fost la, mă rog, la un eveniment în Armenia și un profesor universitar american, dar care predă în India, a făcut o prezentare foarte interesantă exact despre traseul acesta al petrolului rusesc care pleacă din Rusia, ajunge în India și din India ajunge în Europa. Industria chimică folosește foarte mult petrol și atunci noi trebuie să ne uităm în Europa uh, cine are industria chimică foarte puternică. Și deci că e vorba aia, follow de bani, urmărește banii, că e foarte simplu. Hai să ne întoarcem un pic la Yemen. Că hai să ne întoarcem în la Yemen. Bun, deci nu va acolo... cu Yemenul ăsta, adică <laughs> o, see, un stat mic, niște de aia, pirați de aia care așa, afectează comerțul mondial și nu poți să-i, nu știu cum, să-i oprească ăștia mai drastic așa, să zic că păi, gata, până aici sau... Încearcă să-i oprească, dar acum problema în Yemen, repet, e, e un pic dincolo de ce se vede. Cea mai importantă consecință a ceea ce se întâmplă este afectarea acestui comerț naval. Pentru că toate cele nave, în loc să treacă pe aici, nu, prin cornul Africii și să vină spre Europa, Trebuie să se ducă pe coasta de vest a Africii, adică să efectiv să ocolească tot continentul uh, african, ceea ce crește costul de transport și costul final până la urmă. Nu că dacă tu plăteai pentru o cană șapte lei, acum costul de transport s-a dublat de două ori, nu? Și atunci plătești 14%. Asta este prima consecință. Să intri în război cu Yemen acum, să ataci Yemen nu cum spuneai tu, de ce nu se întâmplă. Repet, americanii sunt în fața unor alegeri, uh, un război desigur care implica și pierderi de vieți omenești. Uh, Marea Britanie, după experiența și aventura din Irak, să spun, pentru că atunci când americanii au intrat în Irak, uh, europenii, așa nume, francezii și germanii nu au vrut să intre în acea coaliție. Marea Britanie a intrat în acea coaliție de război împotriva Irakului, ceea ce l-a costat pe Doni, Tony Blair, cariera politică. Pentru că ulterior s-a descoperit că nu erau arme chimice și mai departe, și armament nuclear. Uh, or, acum să faci o nouă coaliție, să faci acum o coaliție internațională, occidentală, să începi un război, fie și în Yemen, care e atât, cât județul gorj probabil. Le spun. Este foarte complicat. Nimeni nu se va asocia cu asta. Este an electoral. Asta în orice discuție îți minte, este un an electoral. Vine românul și, de exemplu, că au fost români și în Afganistan și în Irak și asta pe noi ne-a ajutat foarte mult ca imagine. Că dacă noi ne mai ducem din inerție pe politica externă, să știi că asta se datorează foarte mult militarilor care au fost acolo. Pe de o parte, nimeni nu-și dorește în an electoral, să intre într-un război, deși te afectează, da, sigur te afectează. O să vină românii și o să spună, după ce am auzit toată, după ce tocmai că ne-am mai liniștit un pic, dar de ce aștepți cu Ucrainia și pe românul care nu știe, în piața Unirii n are banul, ajut? Eu spun acum puțin pe orativ, Da dar știm discuția. Da. O să vină să spună, dar ce vreți război? Toată lumea nu se gândește atunci de ce emergența partidelor acestea, cum le spune un profesor, de revoltă, nu de revoltă, de, eu nu le spun extremiste, pentru că mie, eu nu sunt expert în științe politice, de protest, partide de protest, de protest partide, de protest. De, protest. Așa, partide da. de protest. Suntem supărați că colectează multe voturi și multe procente, dar ne uităm care e cauza. Dacă România, eu îți dau exemplu României, dacă România zice mâine, intrăm în coaliție cu Statele Unite pentru război în Yemen, <coughs> partidele acestea de proteze din România ar ajunge la 50%. Deci garantat. Sau oricum ar trece pe primul loc. Deci absolut garantat. Dacă Statele Unite, dacă administrația americană vine acum și se duce la congres și cere inclusiv pentru o luptă din aceasta, chiar dacă nu declar război, dar trebuie acordul congresului, presupunând că l-ar da, câștigă Trump nu cu 51%, cu 75%. Pentru că și americanii sunt puțin obosiți, nu? După 20 de ani de războaie purtate și acolo și acolo, claro. plus după războiul rece în care America a fost implicată în diverse, în diverse acțiuni în acestea militare. Lumea abia își revine după COVID, da? Economiile abia încep să se refacă, alții deja vorbesc de recesiune. Adică e un context din acestea de evenimente și de factori care, da, uită în că formarea unei coaliții internaționale prin care să se înceapă un război împotriva Iemenului, pentru că da, Iemenul greșește. Hutiții. Iemenul nu are o conducere de iure. Conducerea lor este în exil. Hutiții înarmați de iranieni au trecut deja la next level, la nivelul următor. Ei nu mai sunt neapărat proxiul iranienilor. Ei deja sunt, un, uh, sunt niște actori, nu neapărat statali. Noi le spunem că sunt din Iemen, dar ei nu reprezintă guvernul iemenit. Ei nu reprezintă conducerea de la satan. niște rebeli. Da. Eu nu mă gândeam să invadeze Ioana, mă gândeam că e o, 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 zonă mică acolo, că e un canal practic, nu? O strâmtoare și atunci să trimită forțele internaționale niște nave și în momentul când îi vede -aia pe aia dar că e să ceva, pac, i-a dat cu aia și a terminat cu ei, știi, ceva de genul ăsta, adică să-i... Ca să intri în apele alea trebuie acordul statelor proxime, nu cum e la noi, Marea Neagră. Ok. Și dacă un singur stat de acolo spune în apele mele teritoriale, nu intri, nu intri. Uh -huh. Și dacă ei dar uh, mi spus că sunt deja americani acolo păi în zonă. sunt americani, dar ca să supraveghezi, uh, ca să spui navele de război acolo, e mai complicat, pentru că în Djibouti e navă, e... Camp este bază militară, military, armii. De acolo, asta e strategică pentru acțiunile din astea aeriene noi avem flot americană în regiune, dar nu poate să intre acolo fără diverse discuții și acorduri. Și atunci ei preferă atacurile astea țintite aeriene, care le fac, pe care le fac. Și speră că încă după două, trei atacuri, sigur, intensitatea acestor atacuri care vin din partea utiților, că li se vor termina și lor la un moment dat rachetele, nu o să scadă. Dar problema e alta cu acești rebeli hutiți. Ei au devenit deja hai să spunem, entitate de sine stătătoare în tot conflictul ăsta extins din regiunea Orientului Mijlociu. Mm -hmm. Adică ei nu mai sunt doar un proxy sau o grupare din aceasta prin procură, nu cum era Hama sau da, da, da. Ei au căpătat, hai să, cu ghilimele de rigoare, personalitatea juridică de a acționa acolo. Dacă adacul din 7 de octombrie nu s-ar fi întâmplat, nici acțiunile astea nu ar fi avut loc. Dar în momentul în care Hamas a atacat Israelul și nu doar că l-a atacat, Inamicii israelului din regiune au văzut că în ce fel a fost făcut acel atac. Au prins israelul într-un moment de slăbiciune. Desigur că noi putem să discutăm mult și bine de ce, ce s-a întâmplat, ce-au făcut serviciile de mm -hmm. securitate, știa primul ministru sau nu știa, ce făceau militarii, de ce nu era nimeni acolo, nu pe o porțiune de graniță, care știi că e cu... Uh, într-un continuu pericol, nu era niciun militar. Adică e o întreagă discuție. Dar după acel moment, 7 octombrie, și hutiții și mm. celelalte uh, ramuri din, nu știu, frăția musulmană, alte grupări uh, din regiune, teroriste sau pur și simplu inimice a Israelului, au zis, uite că se poate. Și atunci fiecare au început să acționeze pe propriu, inclusiv acești hutiți. Și în momentul în care ei acum acționează, ei lor nici nu, măcar nu, nu mai cer aprobarea de la Teheran. Că la început probabil că o cereau. Sau uh -huh. mai primeau uh -huh. o rachetă sau două sau cinci. Acum nici măcar nu mai sunt în post. Adică s-au așezat atât de bine, știi, pe călchele din spate, încât au căpătat propria lor identitate în conflictul extins. Că e un conflict, hai să spunem, extins, da, da? Exact, da, da. Și atunci ei nu mai cer aprobare, nu mai sună la Teheran să întrebe uh, domnul, pe șeful de la IRGC, ce să întrebe, uh, avem voie să atacăm sau nu. Fac este asta pentru că au cu ce și pentru că le este la îndemână. Și transmit niște mesaje. Suntem și noi aici și mai vedem noi când plecăm și dacă plecăm. Și chiar dacă pierderile lor, ale hutiților, sunt foarte mari, păi nici măcar nu mai interesează pentru că ei nu Atât. județul Gorj, din Orient. Sarul Teni, acum, pe noi, că... Ah, ok. -a Sălaj. Sălaj, a, județul așa. tău. Județul, 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 meu. județul meu, da. Ok. Sălajul din Orientul Mijlociu a dat peste cap uh, comerțul naval la nivel global. Nu te-ai fi așteptat? Nu. Păi, e ca și cum ai spune mâine că, nu știu, Vaslui devine capitală. Am prieteni din Vaslui, nu știu, spun Bacău, orice altceva. Nu, nu mai zic ești... nimic de Vaslui, că am trecut pe acolo și am zis că e urât și că e corupție mare și porumboi a fost invitat tot aici la noi în studio la un podcast și m-a făcut că sunt un păcănist ordinar, că un obosit. El făcând afaceri cu Consiliul Județean și așa și luând terenul aia cu japca de la oameni, s-a simțit foarte afectat de ce am zis așa că nu mai pronunț de vasului, pentru mine e tabun, mai zic nimic, că Atunci cine că știu ce mai declară vreau... porumboi aici, la noi, pe studio. Nu știu, uite, ca și cum, de, ce asta spun, că s-ar fi gândit cineva acum trei luni că e menu, nici măcar e menu în totalitatea lui. O mână de Putiți, sau cum le să numesc? Putiți, da. Hutiți. Puti, puti. Am văzut că au, au elicoptere, au drone, au adică de toate. Dotații, au bine. de toate, pentru că oamenii aștept. Primul mată. vas care l-au dat am văzut că a aterizat cu elicopterul, a filmat tot, pac, pac, a aterizat da. de elicopterul. Sau... Au abordat vasul, pur și simplu. Da. da. da, pentru că și acolo, bun, asta revin. <coughs> Iranul când se uită spre loviturile astea, bun, ei poate să stea pe mașină să spună, vai, nu-i bine ei își testează propriul lor armament. Normal, de la ea să vadă cum exact. funcționează. Exact. Când Hezbollah mai aruncă câte o graniță înspre, înspre... câte o rachetă înspre granița cu Israelul sau spre granița israeliană, se uită oamenii din Teheran și zic ia uite ce bine merge racheta asta. Ei testează chestiile da. astea. Și da, n-ar fi exclus peste 10 ani, nu? să. Depinde foarte mult de ce se va întâmpla și în Iran. Oricum e nasol cu Hezbollahul pentru că Libanul e într-o situație economică extrem de precară și au probleme serioase, serioase. Adică ar fi cireașa de pe tort sau ar fi capacul la oală să mai intre și Israelul peste ei cu pretextul că vor să termine cu Hezbollah, știi? Eu când am spus că Israelul fără sprijin american nu duce mai mult de nici frontul ăsta și acum primesc ajutor. Îți amintești că după 7 octombrie imediat a fost trimise niște portavioane, descurajare și așa mai departe. Între Israel și Hezbollah există o istorie nu foarte fericită pentru niciunul dintre ei. Dar, în primul rând, pentru Israel gândește că Hezbollah e un actor nestatal până la urmă. Bun, Hezbollah militar. Hezbollah politic e reprezentat inclusiv în Parlamentul Libanez. Libanul în sine are o istorie foarte interesantă. Siria, la un moment dat a fost împărțită pe o linie nisip, că așa se numește Line in the Sand", nu prin acordul Sykes-Picot. A fost împărțită. Ce acord? Sykes-Picot. Între un diplomat francez și unul britanic. Mm -hmm. S-a tras o linie, pur și simplu în nisip și au zis aici e Liban, care de fapt Liban... era numele celor doi, e pentru molotov. Exact. A, exact asta e. Mm -hmm. Aici e Liban. Libanul care era înainte o a Siriei. Mm -hmm. Aici e Liban E sub tutelă franceză, sub mandat francez, aici e Siria și acolo mandatele franceze și britanice uh, au creat niște state artificiale care nu funcționează pe principiu etnic. Libanul, după crearea lui, era stat majoritar creștin, nu îi se spunea Beirut, Micul Paris, era un Paris și așa mai departe. Uh, dar acolo, pe linia unde s-a tras, a fost și populația musulmană. În câțiva, câteva zeci de ani, populația musulmană a devenit majoritară, au apărut, apărut războaiele civile în Iran. În momentul în care, uh, în anii 80, luptătorii din o, Organizația de eliberare a Palestinei s-au refugiat în Liban, după războaiele arabo-israeliene, mă rog, poveste mm. mai complicată, adică povestea mai, mai lungă, da. uh, deci, teroriștii, aceștia, teroriști aceștia de la Organizația de Liberare a Palestinei au ajuns în, în Liban. Israelul ce a făcut? A atacat. Între timp, în Liban se formase Hezbollah. Israelul a atacat uh, Libanul și a bombardat. A fost niște raiduri aeriene asupra Beirutului și asupra Libanului. Israelul a intrat militar în Liban ca să elimine pe teroriști din Organizația de Liberare a Palestinei, care fusese în război cu Israelul. Și acolo s-au dus niște lupte între militarii israelieni și Hezbollah, care s-au încheiat cu nimeni n-a câștigat, dar noi israelienii plecăm, fiind pentru prima oară din tot acel lung șir de războaie arabo-israeliene, când israelienii s-au retras și au renunțat la niște teritorii pe care le, 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 le controlau. De asta spun că istoria dintre Hezbollahul ăla, care nu era atât de bine pregătit și în arma cum e acum, și Israelul de atunci, S-a terminat așa, într-o armistițiu de asta, bine, noi plecăm, ne-am even. Rea. Exact, ceva de genul. Asta spun că nu e o istorie foarte bună. Sigur că armata israeliană poate să intre în niște confruntări de genul, dar nu fără ajutor american. Deci, asta e punct, period. Nimeni nu poate să conteste asta. Sau, mă rog, se poate contesta, dar nu înseamnă că sunt și argumente uh, valide. Ori dacă. Acum vedem că administrația actuală americană spune, le tot transmite israelienilor ok, încheia și aveți de făcut că noi trebuie să facem aici soluția celor două state. E foarte complicat, dar de fapt e singura soluție viabilă. Israelienii vin și spun, păi nu, dar noi trebuie să facem, nu mai știu ce mai vor să facă, acum s-au dus, bun, eu știu ce vor să facă, da. sau înțeleg. să înțeleg. Da. Sigur că vor să curețe toată zona asta, fâșia Gaza, e foarte complicat. Acolo. Mai sunt un milion jumate de... Care s-au dus în sud, pentru că li s-a spus, mergeți în sud, că noi... Fredi zicea, îi scoate de acolo, îi trimitem în Egipt, în Canada, a zis da, Trudeau că ea în Canada și rămâne noi acolo, adică... Păi... N-ai fizic, cum să faci chestia asta cu milion și jumate de bătrâni care, domnule, dar nu mai au casă, că le-am dărâmat casa și ei pleacă oricum, bun, asta, da, mă, dar ăla vine și, acolo și își face altă casă, adică n-ai cum să-l trimiți în America sau în asta, Canada. Asta, ce înseamnă? Că s a extins granițele statale în urma cuceririi unui teritoriu care e altă sau nu e al tău, e discutabil. Da. Bun, și atunci ne întoarcem la războiul nostru din vecinitate. Da. Bun. Hai să o închem aici, că da. e o în coadă de pește, așa, și în viitoare pregătim. Uh continuarea, zic, nu? Pentru că e subiectul e da. foarte amplu și nu l-am terminat, cred că nici o sfertă, așa să zic, nu? Da. Mulțumesc mult de tot, Ioana. Mă bucur că am reluat seria de podcasturi și care sunt de mare succes pentru urmăritorii mei și ne vedem sâna viitoare în limita timpului tău. Știu că ești foarte ocupată și implicată în foarte multe proiecte și cărți și conferințe și Încercăm. academie și tot. Acum cât, cât mai suntem, da. Multă sănătate să avem și înțelepciune. Doamne ajută! Ăsta a fost podcastul de azi, oameni buni. Sper că v-a plăcut. Ne vedem cu Ioana snavitoare. viitoare. Doamne ajută să ne vedem cu bine, să ne auzim cu bine.